Poți au anulat sezonul de schi de pe singura pârtie din județul Argeș. Este vorba despre pârtia de lângă Câmpul Lung Mușcel. Culmea, proprietarii și-au dat seama abia când voiau să pregătească pârtia și să deschidă oficial sezonul. Au încercat să pornească ratracul, utilajul care netezește zăpada pentru schiuri și au observat că îi lipsesc electromotorul și distribuitorul. În lipsa unei zăpezi netezite pentru schiuri, pârtia a devenit loc de distracție pentru oamenii de toate vârstele. Cu celofanul Sania sau unii dintre ei chiar cu barca gonflabilă s-au dat pe pârtie de sus din vârf. În fiecare zi sunt mulți oameni care profită de stratul consistent de zăpadă și se bucură de o iarnă autentică. Pârtia are numai 550 de metri lungime și poate fi ușor urcată la pas. Unii mai curajoși s-au încumetat să urce și cu schiurile în spate pentru ca apoi să coboare printre oameni.